Start perfect pentru selecționata AJF Buzău la turneul semifinal al Cupei regiunilor UEFA care se desfășoară în aceste zile la Davograd în Slovenia. Marți după-amiază, în primul meci din grupă, campioana României a învins la limită scor 2 la 1 reprezentanta Scoției. A fost o victorie obținută cu mare emoții, scoțienii conducând la pauză cu 1 la 0. Buzoenii au revenit însă puternic în repriza a doua, reușind să egaleze în minutul 62 prin Ionuț Istrate și apoi să dea lovitura de grație scoțienilor prin Mihai Babageanu în minutul 83. Vineri, de la ora 14.30, în al doilea meci din grupă, selecționata AJF Buzău o va întâlni pe cea a Georgiei. AJF Buzău este câștigătoare în premiera titlului de campioană națională, după o victorie în finală în fața reprezentativei AJF Prahova, succes ce a adus calificarea la Cupa Regiunilor, competiție europeană rezervată fotbalului amator. Prima clasată se califică direct la la turneul semifinal alături de câștigătoarele celorlalte serii preliminare și de cel mai bun loc 2 stabilit în urma unui clasament între ocupantele locului secund din seriile preliminare.